Olimpia a pierdut sâmbătă la Târlungen, scori 0 la 1, după un meci în care galben albaștri au irosit cele mai mari ocazii, iar unirea a marcat la singura șansă, în minutul 41, la o greșeală a defensivei noastre. Unicul gol a fost marcat de Marin. Elevii lui Cic au căutat egalarea și au ratat ocaziile cele mai mari. Forica a fost aproape de autogol la o centrare bună venită de la Muntean, iar Rus a irosit o șansă bună în minutul 72, când singur în 6 metri a trimis peste poartă. Meritam măcar un egal, dar ăsta e fotbalul. N-am făcut un joc stălucit, iar ei au profitat la maxim de erorile noastre din defensivă, a spus la final antrenorul Olimpiei Tibicic. Unirea Târlungei continuă să rămână neînvinsă pe teren propriu în actuala stagiune și asta în ciuda problemelor financiare prin care trece clubul brașovean. Se știe deja că unirea a fost la un pas de desfințare cu o săptămână înainte de prima etapă, în 2015, dar ambiția jucătorilor și antrenorului Bona au acceptat să presteze de plăcere până în vară și țin practic în viață fotbalul la Terlungeni. Interesant e că Unirea a pierdut un singur meci în acest an, 1-2 pe final la Vâlcea. În rest, au bătut la pâncăta și Bihor și au remizat cu Mihoveni și Reși Reșița. Olimpia pare în pierdere de turace după începutul bun de După remiză, 0-0 de acasă cu aceste poli Timișoara, care a asigurat practic intrarea în play-off, băieții parcă le-au rămas datori fanilor. 1-2 cu old și 0-1 la Terlungeni. Au însă șansa de a arăta că pot și vor mai mult de la acest sezon în play ul care începe sâmbătă și începe cu meci de gală pe Dan Păltinișanu cu liderul ACS Poli. Ca de obicei băieții din galeria au fost dator la datorie, ca de obicei băieții din galeria au fost la datorie și la Târlungeni, jos pălăria.